fiecare dintre noi știm care au fost patimile lui Iisus Hristos, suferințele lui pe acea golgotă pe care noi cunoaștem sau despre care noi cunoaștem atâtea lucruri. Eu am văzut această golgotă, aceste patimi ale lui Iisus Hristos, în felul următor. Azi noapte te-am visat cum te urcai pe golgota cea grea și împovărată, cu trupul însângerat și istovit, dar n-ai vărsat o lacrimă odată. N-ai plâns când fără milă te loveau și nici când te jurau cu vorba dură. Povara crucii te-a păsat din greu și de la margini te priveau cu ură. Când apă le-ai cerut, ți-au dat oțet să-ți pogolească setea fierbântată. Tu ai băut și ei râdeau mocnit că ai primit și-o astfel de răsplată. Și cuiele rușcau din carnea ta când i-au suit pe cruce fără vină. Patru piroane ți-au trecut prin os și în loc de lacrimi ai vărsat lumină. Nu rănile făcute te-au durut, ci vorbele stropite cu ocară. Tăcerea ta te-a fost de ajuns ca să îi însete și să-i doară. Din prea multă iubire pentru noi, tu ai trecut prin chinurile toate și ai înviat a treia zi din morți, călcând cu fiecare pas pe moarte. Și stai de atunci cu Tatăl Sfânt în dreapta Lui și te privești că de păcat ne-ai mântuit și atât de tare ne iubești. Te caut, Doamne, în cuvinte și în gândurile mele te cobor. Mă simt atât de singur fără tine și de iubirea ta îmi este dor. Când rătăcesc pe căi deșarte și drumul nu mi-l mai găsesc, la tine vin să-ți cer iertare și în taină mă împărtășesc. Lumina Sfântă îmi dă putere să-mi vindec rănile din piept. Și chiar de ești așa de parte, te caut, Doamne, și te aștept. Poeziile mele sunt adunate într-un volum, așa cum spunea preacucerul părinte, în așa zisul volum Misicul Clepside. Poate vă întrebați în dumneavoastră ce-o fi însemnând aceasta. Nu este altceva decât un instrument de măsurare a timpului. Fiecare dintre noi ne măsurăm în fiecare clipă timpul și vrem să-l întoarcem înapoi pentru că am vrea să fim mereu tineri, dar nu putem. Trebuie să fim ceea ce spune și legea, fiind,
să ne împăcăm cu acest gând că trebuie să îmbătrânim, că trebuie să urmăm această lege. Pentru că am scris o poezie legată de oamenii în vârstă și eu sunt în vârstă și gândul acesta mă frământă mereu și cred că trebuie să mă frământe pe toți. Poezia se numește Îndemn. Îndemnul acesta se adresează celor care mai au părinți pe pământ, nu în gând, și se adresează în mod deosebit tinerilor, care trebuie să-și respecte părinții, care trebuie să îi respecte pe cei mai bătrâni. Lăsați bătrânii să vorbească, să spună lumii tot ce vor. Trecutul lor este o comoară de amintiri și punți de dor. Lăsați bătrânii să învingă, chiar dacă nu sunt vingători, prin vorbe vor să schimbe lumea ce nu mai e ca în vremea lor. Lăsați bătrânii să se roage cum știu mai bine și cu dor. În rugăciune spun durerea și cer divinul ajutor. Lăsați bătrânii să vă spună povestea ce o repet ades. E o poveste adevărată în care ei se regăsesc. Iubiții, cât mai sunt în viață, că anilor sunt mulți și grei, și le purtați icoana în suflet, că mâine va fi dor de ei. Și pentru că această lună a fost și o zi importantă din viața femeii, din viața mamelor. Am scris o poezie titulată Două de mamă. Mamă, te știu după refran, cum o legai frumos la spate, păreai o sfântă din icoană și străluceai de bunătate. Îți știu și mâna aspră de la muncă și dorul care nu ți s-a mai stins, obrazul ars de soarele amiezii și părul ce-a luit de-atât a minț. Îți știu și zâmbetul înflorind pe buze și lacrima din ochii tăi cei verzi, cum o ștergeai un colț de la răframă când mă așteptai în poartă să mă vezi. Te caut, mamă, în oglinda zilei și în rugăciune te găsesc mereu. Pe cerul tău aș vrea să-mi scal privirea și iarăși să ador pe brațul tău. Mamă, te știu după răframă și după vorba ce mi-ai spus-o întâi, oriunde merg,
Poeziile sunt mai multe. Poate că mulți dintre dumneavoastră ar dori să le aveți, să le citiți. Mă bucur că mi-ați acordat această atenție și ați avut răbdare să mă ascultați. Cred că se merită să mai intrăm și în sufletele noastre, în gânduri frumoase, cu idei nobile, așa cum spunea și părintele nostru, atât de frumos. O poezie care vorbește despre noi și părinți. Pentru că noi putem să fim și copii și putem să fim și părinți și suntem și părinți și suntem și copii. Eu deocamdată mă consider și copii pentru că mai am în viață doar pe mamă. Între noi și părinți e o punte de dor legănată de un vis pe al vieții de cor. Între noi și părinți e un drum în pustiu. Noi nu știm când venim, ei când pleacă, nu știm. Între noi și părinți e un tainic fior care trece scripind ca lumina în zor. Între noi și părinți e o palmă de lut ce ne strânge la piept ca un nou început. Între noi și părinți e un mes cu cubeu ce se înalță pe cer când ne este mai greu. Între noi și părinți e un sfânt legământ de iubire să